Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop. Dragii mei din Zodia Gemeni, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna iulie 2023. Și să vedem care este arcana care urmează să vă guverneze în această lună iulie. Ok, și avem temperanța, ia că te suntem pe răbdare în această lună, poate pe vindecare pentru unii dintre voi. S-ar putea să vină și niște vești pe care unii dintre voi le așteptați de ceva vreme, mi se spune. O să vedem noi care sunt restul de mesaje. E important să vă luați timp pentru voi, să alchimizați emoțiile acelea care sunt mai puțin potrivite stării voastre de bine. Un alt lucru important. Haideți să vedem și care este semnătura energetică, ce se întâmplă cu dragii mei gemeni. Past, present and future, trecut, prezent și viitor. Nu știu ce vi se arată unora dintre voi. Acum, pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vorba despre niște întâlniri pe care le veți avea, că e în plan astral, că este în plan fizic, cu persoane importante, da, din familia voastră. S-ar putea să fie vorba și despre vești legate de nașterea unui copil. Este o chestie legată de familie, dar o să vedem noi mai multe detalii în curând. Hai să vedem mesajele din partea sinelui. Și, da, reuniuni importante, mi se spune, ok, cu neamurile. Nu știu dacă vreți să vă vedeți de neamurile, dar unii dintre voi s-ar putea să le vedeți. Proiecția. O carte, un mesaj de fapt foarte interesant. Fiecare situație îți arată o fațetă a ta, transformându-te, realitatea ta se transformă. Gândește-te în felul următor și stai puțin și meditează la aspecte din tine din trecut, da? Vezi dacă le mai regăsești în momentul prezent, dacă le regăsești și nu-ți plac, fă schimbările necesare pentru a putea modifica ceea ce noi numim viitor. Thank you, Spirit. Și mai avem și independența, îți spune, ești liber sau liberă, afirmă-ți independența și magia vieții va acționa. Acum, nu știu de ce, pentru unii dintre voi care probabil stați și vă gândiți că sunteți victima familiei voastre sau poate a moștenirii de un fel sau altul, genetică sau așa mai departe, că la asta mă duce spiritul cu gândul acum. Nu sunteți victime ale moștenirilor de genul acesta. Ești liber, ești unic, ești irepetabil. Genele nu sunt cele care ne determină soarta sau ne determină starea de sănătate, să ne înțelegem. Mediul este cel care face lucrurile acestea. Mediul în care trăim, mediul mental și emoțional pe care noi îl alimentăm, conștient sau inconștient. Bun, hai să vedem și al treilea mesaj din partea sinelui. Ia să vedem și, uite două și spune absența iubirii, te-ai închis acolo în turnul acela de piatră, de filde și nu este tocmai bine. Prin deschiderea inimii îți oferi iubire și permiți să primești infinit în retur. Dă-ți voie să-ți deschizi inima, dă-ți voie să primești iubirea în viața ta, dă-ți voie să renunți la control și să lași anumite situații, cum ar fi de exemplu iubirea, să se manifeste în mod liber, să se exprime în mod liber, fără să încerci tu să mai controlezi outcome-ul, rezultatul, cum o să fie, când o să fie, și așa mai departe. Pur și simplu primește. Hai să mergem și noi mai departe și să vedem ce sfaturi și ce îndemnuri mai are spiritul pentru tine. Da, unii dintre voi sunteți singuri, mi se spune, de ceva vreme sau vă simțiți într-un fel singuri, tocmai de asta pentru că v-ați închis în turnul acela pe care l-am văzut mai devreme. Ei, ce mai vedem pentru alții dintre voi cu noua acesta de monede? Beneficii pe parte materială, dar niște bănuți care vin către voi. Vedem o transformare profundă, binefăcătoare și cu cartea temperanței vorbim despre lucrul același lucru, transformându-te tu pe tine, evident, da, vei transforma totul în jurul tău, magia este în tine, nu a fost niciodată în altă parte, conștientizează lucrurile acestea și pune-le în aplicare, legătura cu familia sau zona de confort, o vedem aici, poate stări de oboseală, mi se spune pentru unii dintre voi și este nevoie de recharge, de reîncărcare într-un fel sau altul, dar este ceva puternic legat de familie în această citire și o să vedem noi dacă ne dă spiritul mai multe lămuriri pe tema aceasta. Ia să vedem, reiați puterea, mi se spune,
Tocmai pentru că unii dintre voi se simt victime într-un fel sau altul legate, mă rog, nu știu, când vine vorba de această moștenire pe parte de familie, nu știu, maternă, paternă, habar nu am, dar spune nu ești o victimă, dar reia-ți puterea, restabilește puterea ta personală. Ego-ul s-a exacerbat, vedem în continuare, nu lăsa măștile acestea să, după care te-ai ascuns, să îți stăpânească viața și să-ți domine viața, iată-te gelozia, o vedem, care mai are puțin și tăneacă, sunt emoții, da, care vin în această lună de-a valma peste tine, recunoaște ceea ce simți, dă-ți voie să simți ceea ce simți, dar din poziția de martor, astfel încât ele se poate ieși la suprafață și să se poată metamorfoza. Dă-ți voie să ierți, să te ierți pe tine și să ierți pe cei care simți tu că într-un fel sau altul ți-au greșit. Chiar dacă, uite, vine vorba de legăturile acestea de familie, foarte interesant. Vedeți voi cum rezonați cu lucrurile acestea. Haideți să mergem cu doamna Lună mai departe și să vedem. Sunteți în plin proces de manifestare, de asta vă și spune, da, atenție să vă luați puterea înapoi, atenție la gândurile voastre, atenție la ceea ce faceți, pentru că urmează un nou început. Îmi venea să spun și atenție la dietă, cei dintre voi care încercați să dați deoparte sau să, mă rog, topiți stratul adipos pe fază de lună în creștere, e bine să fii ceva mai atent cu dieta. În fine, un nou început este la orizont, dragii mei, așa că spiritul îți spune de data aceasta, manifestă conștient aceste noi începuturi. Încrederea în tine este cheia către succes, nu te mai ascunde, nu mai pune tot felul de măscuțe acolo, așa cum am văzut mai devreme. Tu și cei dragi ție sunteți în siguranță, cred că vă faceți foarte multe griji. Când vine vorba despre familia voastră, ai grijă la gândurile tale, ai grijă la ceea ce spui, la cuvintele tale, crede în imposibil, de ce nu crezi în imposibil, de ce crezi că lucrurile trebuie să fie numai așa sau numai așa, orice este posibil în momentul în care lași universul să se manifeste așa cum știe el mai bine. Hai să vedem mai departe ce mai avem, ia că te vedem un soare în zodia voastră, comunicare sau vești care vor veni către unii dintre voi în această lună, s-ar putea să fie vești legate de, nu știu, recuperare sau de vindecarea unei persoane, chestii pe care voi le credeați cumva imposibile. Să vă dea universul peste nas cu asta, Doamne ajută, inshallah, să motivi. Eclipsa în Scorpion, iată, te vedem o transformare la nivel emoțional, o transformare la nivel de credințe, ceva se schimbă acolo în interiorul vostru, apare, Doamne ajută, inșala, o stare de trezire, ca și cum vine spiritul și îți dă două și te trezești așa dintr-un vis urât în care ai stat până acum, așa să fie. Și mai vedem aici o lună în Săgetător, da, vorbim despre după această trezire, dorința voastră de aventură, dorința voastră de a explora, dorința voastră de a ieși, mi se spune, dintr-o zonă în care ați stat până acum închiși, dintr-o zonă în care ați stat până acum limitați, nu știu, de o situație, de o condiție, de propria voastră gândire, habar nu am, dar intervine starea asta de eliberare, dorința cel puțin de eliberare și poftim de transformare. Ia să vedem ce mai avem noi și mergem cu Sfântul Osho mai departe. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Tu ești maestrul exact, tu ești magicianul, tu ești maestrul vieții tale. De tine și doar de tine depinde cum se întâmplă lucrurile în jurul tău, prin felul în care tu reacționezi la ceea ce se întâmplă. Se pare că lucrurile vor căpăta poate viteză, da, în această lună pentru unii dintre voi, vești bune, iată cartea soarelui, o vedem aici. Este ceva, în momentul în care veți înțelege niște lucruri despre puterea voastră, în momentul în care vă veți lua puterea înapoi și veți înțelege că voi sunteți maestrul vieții voastre, hopa, niște lucruri frumoase se întâmplă, da, rezolvări și vești bune vedem acolo. Detașează-te de noroi, de victimizare, de energia trecutului și de tot felul de limitări. Asta vedem că veți face unii dintre voi, veți vedea dincolo de vălul acesta al iluziei prin care v-ați uitat până în momentul acesta. Renașterea, cât de frumos, da!
să fie, eu îmi doresc foarte mult pentru voi, da, să se dea vălul acesta deoparte și să vedeți lucrurile foarte, foarte clar și să renașteți, pentru că vedem, sunteți epuizați, da, vedem cartea aceasta a epuizării. Urmează pentru unii dintre voi să se încheie, probabil în urma unei vești sau, mă rog, în urma unei discuții să se încheie o situație destul de obositoare din viața voastră sau poate în urma unei conștientizări și să se meargă mai departe, poate către noi colaborări sau niște reușite foarte frumoase, se iese de aici, zecele de săbi, zecele de bâte, ne spun foarte clar că se încheie o perioadă destul de anevoioasă din viața voastră și vă îndreptați către reușită, vă îndreptați către succes. Ia să vedem noi și din Cupid Deck care sunt mesajele care vor să vină către voi, cartea femeii mature, poate să fie energia mamei sau, mă rog, o persoană feminină importantă pentru voi. Ia să vedem, vă zic imediat despre ce este vorba. Of, Doamne! Vedem un cuplu, da, femeia și bărbatul matur. Se termină o perioadă anevoioasă pentru aceste persoane sau pentru acest cuplu, că este pe parte financiară, că este pe parte emoțională, că este pe parte de sănătate, nu știu, dar apare un miracol, apare o vindecare, apare o rezolvare, aș spune eu, a unei situații într-un mare fel, cele două cărți, una după alta, ceva ce v-a îngrijorat foarte, foarte mult, uite, vine, fie prin energia acestui bărbat, nu este obligatoriu, dar vine această reușită. Este ceva ce a fost ținut parcă deoparte de voi până în acest moment, chiar dacă este cartea persoanei false. Uite că nu despre falsitate vorbim aici, este cineva, poate sunteți voi care n-ați vrut să vorbiți despre ceva, despre o sănătate șubredă sau n-ați vrut să vorbiți întru totul despre o situație, da? Tocmai pentru că n-ați vrut să o expuneți, dar uite că această situație se rezolvă din ceea ce vedem și arată foarte bine. Da, sunt două cupluri aici, e ca și cum e un cuplu căsătorit care și părinții lor sau o chestie de genul acesta, sunt două familii, una tânără, una mai în vârstă. Cei tineri parcă au ținut ascuns poate problemele lor în căsnicie sau problemele lor în general, tocmai ca să nu împovăreze și mai mult pe cei mai în vârstă. Dar uite că situația acum se rezolvă. Eu sper să se rezolve pe ambele planuri, mă rog, pe ambele, cum se numesc, relații. Hai să mergem mai departe și să vedem la rădăcina primului pachet de tarot, comunicare, vești, vedem care vin către voi, vești pe care le așteptați poate unii dintre voi de ceva vreme, uite că apar, uite că vin în realitatea voastră și cum spuneam sunt niște vești foarte bune, vă vor da un motiv de sărbătorire. Ia uite, încredere, curaj, băi, asta spun, ieși din poziția de victimă, dă-ți voie să-ți iei puterea înapoi. Dă-ți voie să ieși tu, în primul rând, la suprafață, exact, să ieși din mentalitatea de victimă, uite miracolele, uite toate posibilitățile universului, uite ceea ce vezi tu și pe ce te concentrezi tu, încetează să faci lucrul acesta în tine, să toată puterea, tot ceea ce tu crezi, da, se manifestă în realitatea ta. U-la-la. Și avem și cartea îndrăgostiților, poate veți ieși unii dintre voi, cine știe, la o petrecere sau, mă rog, dacă cineva vă invită undeva, mergeți că este de bine. În centrul citirii voastre vedem patru acestea de săbi. Este nevoie, da, clar, fiind sub chakra plexului solar, este nevoie să stai tu cu tine, fie în meditație, fie în terapie, de orice natură ar fi ea, pentru a-ți putea vindeca și armoniza acest centru energetic, este extrem de important. Pentru că dacă nu faci lucrul acesta, uite unde stai, în suferință, în tăcere, da, vedem 9 de săbi, vedem 5 de săbi, vedem acea gândire negativă, fă ceva să-ți iei puterea înapoi. Pentru că te împiedică când vine vorba despre parteneriate sau despre iubire, roata norocului este aici. Se pare că iubirea vrea să intre în viața voastră, dragii mei, dați-i voie să se manifeste, uite, tăgădâm, vine către voi. Poate să fie cineva în rac cu ascendent Venus, lună, nodul nord în rac sau cineva care călătorește. Nu sunt drumuri foarte lungi pe care le face această persoană sau poate călătorește către voi.
Deocamdată vă vedem concentrați pe voi, pe situația pe care o aveți unii dintre voi, poate pe finanțele voastre cu noua acesta de monede. E bine să nu vă faceți griji, pentru că v-am spus, lucrurile se rezolvă într-un mare fel. La rădăcina celui de-al doilea pachet de tarot vedem șaptele de cupe, nu știu ce să fac, nu știu ce să aleg, sunt dezorientat, nu știu încotro să mă duc. E, uite că vine cineva către tine, dacă nu știi tu încotro să te duci, vine să-ți ofere ceva. Sunt și niște bănuți, niște recompense, niște câștiguri care vin către voi, dar și o persoană care vrea să împartă niște lucruri cu voi, dragii mei. Hai să vedem mai departe ce mesaje avem. Da, o invitație vine pentru, nu știu, o socializare, pentru o ieșire în oraș, cineva care se grăbește să vină către voi. Voi sunteți ăștia aici, că nu, regina de săbi este energia voastră la urma urmii. Îi așteptați așa, cu cotul pe sabie, numai să le luați invitația în serios, că în capul meu erau cu totul alte treburi. S-ar putea să comunicați cu această persoană foarte mult în mediul online, poate să fie și cineva care visează la voi, să fie un admirator sau cine știe vreo admiratoare secretă, de ce nu, și care așteaptă de ceva vreme să iasă cu voi la un eveniment sau să iasă cu voi în oraș. Spiritul spune acceptă, uite, noile începuturi pe care cineva ți le propune pentru a construi ceva împreună, poate fi și chestie de business la urma urmei, important este să ai curaj să faci lucrul acesta. Măi, mesaje foarte frumoase vin către tine, inclusiv mesaje de iubire, dar tu te gândești la, nu mai dai iurea în tramvai, că nu știu la ce să zic, că te gândești că tu știi mai bine. Gândește-te cu curaj, gândește-te cu entuziasm la viitor, nu te mai gândi din poziția de victimă, lasă trecutul acolo în spate, eu înțeleg și spiritul înțelege că ești obosit, înțelege că ai fost pus la pământ, dar ridică-te de acolo. Am văzut regele de cupe, vedem și regina de cupe, două persoane care la nivel emoțional, la nivel de suflet, sunt foarte potrivite una pentru cealaltă, nu știu dacă e cineva în zodie de apă sau nu. Ia câte și asul de cupe peste cartea îndrăgostiților cu regina de cupe acolo, care îți spune lasă-te în voia curentului când vine vorba despre iubire, nu mai încerca să controlezi lucrurile, că nu ai cum, când vine de vorba de iubire nu prea ai cum să le controlezi. Din nou, da, vedem starea asta de confuzie, stai, gândește-te, meditează, ascultă-ți sufletul, pentru că el o să-ți... Oh my God! Uite! Asul de cupe, asul de bâte și doiul de cupe, eu îți spun, sufletul tău pereche este foarte aproape de tine și cu șasele de cupe, confirmarea confirmărilor, thank you spirit, vorbim despre o chestie electrică între tine și această persoană. Dacă îți dai voie să ieși din starea de suferință, ăștia puteți fi voi doi. Într-un mare fel ar fi mare păcat să-i dai cu piciorul, mare, mare păcat. Tu va trebui să faci o alegere între poate a rămâne în energia trecutului și a accepta această energie nouă care este extraordinar de frumoasă și benefică pentru tine. Dar există starea aceasta de anxietate, există frica aceasta de a lua o hotărâre. Nu îți fie frică, eu îți spun, te lovește iubirea de nici n-ai să vezi, te lovește moalele capului, de n-ai să știi ce-i cu tine, te ia prin surprindere. În momentul acela fi tare, stai, gândește-te, da, și nu renunța la iubire, no matter what, da, cu nouă de bâte îți spune lucrul acesta, inclusiv cealaltă persoană. Indiferent de lucrurile prin care trece, nu renunță, uite, vine către tine. Am văzut și regina de săbii, vedem și regele de săbii, că nu, ce să vezi, da? Sunt două cupluri aici, în unele cazuri, sunt două cupluri care nu mai funcționează și doi membri din cei două cupluri sunt perfect compatibili și se vor întâlni. Wow, ce interesant mesajul! Bun, nu lăsa, da? Nu lăsa teama de, nu știu, competiție, vine să spun, nu lăsa gândurile negre să pună stăpânire pe tine, pentru că vedem ai tendința să fii ironic, ai tendința să iei poate la mișto toată chestia asta, nu face greșeala asta, nu o face, pentru că te poate duce la 10 de cupe, la tot ceea ce tu ți-ai dorit vreodată, poftim, dar trebuie să ai curajul să faci saltul acesta în necunoscut. Sau cine știe, poate e cineva în berbec cu ascendent Venus, lună, nodul lor în berbec. Bun, haideți să mergem unde este. Uite la aici, amorul ghebos, mai departe.
Da? Poftim, past life, life relationships. Eu v-am spus, voi și această persoană vă cunoașteți la nivel de suflet, dar există această lipsă de încredere, pentru că, ce să vezi, viața a trecut peste voi și peste voi și peste această persoană. Nu vă fie teamă, dar unii dintre voi va trebui să treceți printr-o separare sau ați trecut deja printr-o separare sau va trebui să treceți pentru a vă elibera, îmi spune spiritul, și pentru a putea primi această iubire în viața voastră, pentru că relația în care unii dintre voi sunteți este doar o relație de codependență și nu vă aduce nicio satisfacție la nivel de suflet. Sunteți on guard, mi se spune, sunteți mereu, cum să spun eu, în defensivă, mereu căutați, poate, nod în papură, tocmai pentru că ați fost unii dintre voi răniți foarte mult timp. Dă-ți voie să te iubești în primul și în primul rând pe tine, pentru a putea intra într-o relație de genul acesta curat și cât mai vindecat posibil. Unii dintre voi aveți copii și aveți impresia că acesta ar fi un impediment în calea iubirii. Nu, nu este. Uite, it's true love. Este dragoste adevărată. Restul de povești și de scuze sunt doar în căpușorul tău. Da, mulți dintre voi comunicați online sau veți comunica online cu această persoană. Ok, dacă vorbim de parteneriate, vorbim despre parteneriate care includ muncă online într-un fel sau altul, includ călătorie, deplasare, dar repet, da, pot fi în unele cazuri și deplasări pe distanțe lungi. The Angel of Balance, îngerul echilibrului, este aici și spune că este nevoie să readuci echilibrul în viața ta. Este foarte important să-ți oferi momente de liniște, este foarte important să-ți oferi momente de meditație pentru aceia dintre voi care practicați lucrul acesta. Uite, frumușelul satului, cum vine către voi, este cineva care a mai fost într-o relație sau, mă rog, într-o căsătorie, dar vine să vă ofere iubirea, vine să vă ofere inima. Dar, repet, în unele cazuri poate fi cineva în zodie de apă, mi se confirmă cu cele două cărți. Oricum, îți spune spiritul, ascultă-ți inima, ascultă-ți intuiția când vine vorba despre această persoană. Te crezi legat de mâini și de picioare, este doar în mintea ta, este doar un film pe care tot rulezi acolo. Mergi mai departe, du-te către ceva nou, pentru că te va duce foarte departe și te va duce la împlinire și reușită. Haosul vindecător, râd pentru că la fiecare zodie, de la berbec până la voi, a ieșit acest haos vindecător sub o formă sau alta. Este o lună, că nu mă miră, cu Saturn retrograda, în care emoțiile vor face așa, chestii din trecut vor veni și noi va trebui să hotărâm dacă am învățat lecția și vrem să mergem mai departe sau nu. Ia uite tu cu piciorul pe frână aici, preferând poate să stai în singurătatea ta decât să mergi mai departe. Noi sperăm să nu faci lucrul acesta. Îmbrățișează schimbarea care bate la ușa ta, deschide ușa și bucură-te de ea, că sunt niște binecuvântări superbe care vor să se manifeste în a ta viață. Ia să vedem, da, never ending story, păi ce să vezi, tu trăiești acolo în poveștile trecutului care nu se mai termină și nu se mai termină și nu se mai termină, că nu le dai tu voie să se termine. No place like home, nicăieri nu e ca acasă, sentimentul acela de apartenență, asta vrea noua persoană, să-i spunem așa, să îți ofere alături de ea, poți trăi acest sentiment de acasă și de apartenență, trebuie doar să hotărăști, să-ți tragi fundul din lumea aceea de victimă, din lumea aceea gri în care tu te afli, ascultă-ți înțelepciunea sufletului, ascultă-ți intuiția, sufletul tău știe deja foarte bine, este soarta, despre soartă vorbim și din fața ei nu prea avem cum să fugim, că sunt niște puncte pe care le-am ales deja de dincolo. Hai să vedem mesajele din partea îngerilor. Ce ți-am spus? Apucă-te de yoga, apucă-te de meditație sau orice altă formă de relaxare și de conectare cu sinele, pentru că vor fi foarte importante pentru starea ta de bine în această lună și nu numai în această lună. Isaia care îți spune că este un moment potrivit sau o lună potrivită să dai naștere unor noi idei sau unor noi situații în viața ta. Și știm foarte bine că Isaia este alături de tine să te ghideze și să te ajute pe parcursul acestor schimbări. Și Aurora îți spune în felul următor, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, că am spus eu de mediul în care ești, da? Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, să nu-ți scazi vibrația, tu ești responsabil de felul în care răspunzi situațiilor din jurul tău. Rămâi pe o vibrație înaltă, pentru că mai devreme sau mai târziu
vei fi dat drept exemplu, dar în afară de asta, mai devreme sau mai târziu, vei avea parte de aceste miracole pe care le vedem aici. Și să vedem și zdrângănele, trâncănele pentru voi, dragii mei gemeni. Oh, 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 ce să vezi, ce să vezi. Și avem o chitară, acum nu știu dacă voi cântați la chitară, dacă da sau nu, nu știu, sau neapărat la chitară, un instrument muzical. E semn că e ceva extrem de important pentru voi în această citire. Ia că avem cele două potcoave care mie îmi vorbesc, puteți să spuneți și că e și trei, puteți să spuneți ce vreți voi, pentru mine sunt două potcoave și vorbește despre noroc în parteneriate sau în relație cu cineva. Vedem și un delfin, acum v-am spus, poate fi pentru unul dintre voi zodie de apă, dar nu e obligatoriu această persoană. Vorbim despre o comunicare telepatică, mi se spune, între voi doi. Și avem love, ia uite, gata, a venit Cupidon, a dat cu arcul, ia uite și steluța de mare, nu știu, mă, poate sunteți pe la mare, vă salut și vă invidiez în același timp, glumesc, sau nu, nu știu. În fine, urmează steaua, vorbim de fates, da, uite câte stele sunt aici, îmi arată această carte, este soarta care vine în viața ta. Și vedem și fairies, nițele, care te invită să te conectezi cu elementele naturii. Și hai să vedem că, uite, sări peste ăstea, să vedem un bilețel din cea unică mititică de prăjitorică. Avem, da, clar, autenticitate, dă-ți voie să trăiești cât mai autentic, dă-ți voie să recunoști măcar față de tine niște lucruri. Ambiții extreme, hei, 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 ia vedeți voi ce faceți cu ambițiile astea extreme și cât de benefice. Dacă sunt benefice pentru voi și reprezintă calea pasiunii voastre, go ahead. Extaz, la la, să fie, mă, să fie, că e de bine. Și mai avem rac, am spus, în unele cazuri e cineva în zodie de apă. Dragii mei, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna iulie 2023. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept, bineînțeles, comenturile voastre în secțiunea de comment și până data viitoare și foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!